Hei, hei, salutare tuturor! Astăzi voi face un upgrade laptopului meu Dell, care are momentan are un hard de 1 tera și voi adăuga un SSD de 240 de giga. Este un SSD marca Patriot, care are 240 de giga memorie și viteză de scriere de 500 de megabits pe secundă, iar cea de citire e de 550. Deci va fi foarte rapid. Încă ceva, hardul anterior pe care l-am avut, cel de 1 tera, îl voi pune într-un adaptor și voi înlocui CD-ROM-ul, care este acum în calculator, în laptop, îl voi înlocui cu acest adaptor, unde înăuntru voi pune hardul de 1 tera. Așa că voi avea două unități de stocare, două harduri în laptop. Laptopul este acesta, se vede aici în spate. Este un laptop Dell, marca Dell, i7, cu 8 GB de RAM și o placă video de 2 GB. Așa, am și uitat ce configurație are. Ok, haideți să trecem la treabă. Vă voi arăta exact cum fac upgrade-ul. Ok, ne-am pus la masă și vom despacheta acum hardul. Hai să vedem ce avem aici. E foarte bine sigilat. E într-o folie din asta de plastic. Avem aici un manual și aici e SSD-ul. Hai să vedem. Ia uite ce fain. Mic, frumos, drăguț. Da, deci un SSD-ul marca Patriot, modelul Burst de 240. Punem deoparte. Și cutiile. Acum, acesta e laptopul. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți e să scoateți bateria. Ne putea să și iasă. Un pic. Așa. Deci, să nu uitați să scoateți bateria. Altfel, riscați să faceți un scurt circuit. Ok. La acest model de laptop, aici avem o ușiță. Sper că se vede. Da? Avem aici ușița asta. Are două șuruburi. Haideți să le desfacem și o să găsim aici hardul. Așa. Bun. Atenție să nu pierdem șuruburile. Aici avem memoriile RAM. Haideți să vă arăt ce se găsește aici. Da? Avem hard disk-ul și RAM-ii. Așa că pe noi ne interesează să scoatem de aici hard disk-ul, să-l înlocuim cu SSD-ul și vă vedea în continuare ce vom mai face. Haideți să desfacem. Are câteva șuruburi pe care îl susțin. Ok. Ia să dăm puțin zoom, să vedem aici mai bine. Da. Ok, aici este hardul, pardon. Uite, mi-a rămas un șurub care nu a vrut să iasă. Ideea e că trebuie să iasă. Ok, bun.
scos toate șuruburile de aici, da? După ce a scos șuruburile, avem aici o limbuță, da? De care tragem ușor și iasă. Bun. Acum, hardul aici are, uitați ce am acum, este modelul Western Digital Blue de 1 tera. Ok, bun. Ce mai trebuie să faceți? Obligatoriu. Are o husă, o carcasă metalică pe care trebuie să o desfaceți. Are două șuruburi pe fiecare parte. Pe fiecare lateral, două șuruburi. Da? Haideți să desfacem aceste șuruburi și trebuie să ne uităm la poziție pentru a monta SSD-ul în aceeași poziție pe carcasă. Bun. Acum e în poziție. Luăm șuruburile și le punem înapoi. Am pus SSD-ul în locul hardului, iar acum putem să punem înapoi ușița. Luăm ușița. Bun, suficient. Acum, haideți să scoatem CD-ROM-ul și vom pune acest adaptor și hardul în acest adaptor. Pentru a scoate unitatea optică, adică CD-ROM-ul, avem aici, da, aici e CD-ROM-ul, se vede, ok, iar aici este un șurub care fixează CD-ROM-ul să nu alunece afară. Vom desface acest șurub, iar apoi hardul va ieși. Vedeți? Folosesc din nou trucul cu... Haideți că o să fac un pic de zoom. Deci, uitați, această șurubelniță nu ridică șurubul, da? Pentru că nu are cap. Nu are cap magnetic. Se vede? Se vede șurubul. Ok, dacă punem forfeca pe șurubelniță, vedeți? Îl ridică, îl magnetizează. Vedeți? Uite, dau drumul. Cade. Uite, nu îl ridică. Ating. Îl ridică. Magic. Bun, hai să continuăm. Mai mult ne prostim decât lucrăm. Scoatem CD-ROM-ul.
Acesta e CD-ROM-ul. Îl punem deoparte. Luăm adaptorul. Hai să desfacem, să vedem ce avem aici. Avem o pungă cu șuruburi și adaptorul. Aici pe el ne arată cum trebuie să instalăm hardul. Are aici slotul. Luăm hardul, îl introducem în slot. Uite așa. Da, îl punem, îl împingem în slot, iar aici se va conecta înăuntru. Până aici tot ok. Ce trebuie să mai facem acum este să-l fixăm în șuruburi. Acele șuruburi mici pe care le-am primit în pungă, le vom lua, da, aceste șuruburi. Ok. Și vom fixa hardul pentru a nu se mișca și a nu aluneca afară. Are acest șurub pe care acest picioruș. Da, stați să vă arăt mai bine. De la CD-ROM trebuie să luăm să-l conectăm adaptorului. Altfel nu-l vom putea fixa în laptop. Da. Bun. Am verificat să intre la loc. E totul bine. Punem șurubul. Ok. Bun, am revenit. Asta e operația pe care am făcut-o. Și acum hai să dăm drumul. Va trebui să instalăm și Windows-ul. Așa că punem înapoi bateria și ia să vedem. Ok, bateria e la loc. Întoarcem și ne punem să instalăm Windows-ul. Bun, i-am dat drumul, am pus Windows-ul să se instaleze, am dat drumul și la cronometru pentru că vreau să văd cât de repede se instalează Windows-ul cu această configurație. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut
Și dacă vreți să mai vedeți conținut ca acesta, puteți să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți. Nu uitați să dați un share, subscribe, un like și ne vedem data viitoare. Ciao!